Gândește-te la asta, când erai mic, da? Copil, să zic, la totul s-a schimbat de acolo, nu mai e același corp, nu mai e aceeași minte, mintea s-a schimbat în continuu și după aia zice, da, când m-am îndrăgostit, când am avut 16 ani, 15 ani, am trecut prin asta, prin asta, prin asta și nu mai ești cine era la 15 ani, că dacă ți arăt poza aia nu mai ești. La 30 de ani nu mai ești cine era, s-a schimbat totul, s-a schimbat. Și atunci cine vorbește? Cine zice când eram eu? Dacă totul s-a schimbat, totul, nu mai e nimic acum era. Celulele au devenit alte celule, pielea s-a schimbat. Cine vorbește? Cine zice când eram eu copil? Cine a avut experiența aia că copilul ăla nu mai e aici, da? E altcineva aici, e un adult care are el copii. E cineva înăuntru, înăuntru, înăuntru fiecăruia care e cu el de la început până la sfârșit, dacă există așa ceva. E un film care nu se termină, e o viața în documentar, da? Aia, cine zice dinăuntru, ea când eram eu așa, că dacă ne gândim mai mult la aia, ne realizăm că nu e corpul, că corpul se schimbă, se adaptează la cine suntem, ce facem noi și eventual îmbătrânește, da? Dar cine vorbește? Cine vorbește dinăuntru? Cine coordonează? Cine zice deschide ochii? Închide ochii, că nu, ochii nu se deschide unii singuri. Uite-te la o persoană moartă și mai deschide ochii, se întoarce ea pe stânga, pe dreapta. Cine ordonează să asculte? Cum să zic, cine e autorizat să facă toate mișcările astea? Cine e? Că dacă ești tu, ca un sol, care ai experiență în corpul ăsta și zici, du-te încolo, du-te încolo, hai să facem asta, tu îi dai comenzile, da? Ăla trebuie să punem noi mai multă atenție la înăuntru solului ăla, cine vorbește dinăuntru. Și de asta îți dai seama, unii când vorbesc din cap, sunt în cap, sunt deștept, se gândesc, nu mai se coboară din cap la inimă. Și ei vorbesc, 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 dar când s-au coborât la inimă, e altă vorbă, se schimbă totul, nici nu trebuie să mai vorbești, că îți dai seama cine e în cap și cine e în inimă, cine ascultă din inimă. Că dacă ascultă din cap, cum ai zis ceva, cum l-ai interpretat ce ai zis, cum a încercat să-ți bagă el iluziile lui, să-ți creeze el impresia lui de ce ai zis tu, da? Și nu ajung cuvintele la suflet, că s-au oprit în cap, l-au oprit acolo. Și la urma urmei și ai tras o concluzie sau eu, care nici nu era adevărată. Mai târziu ne dăm seama de multe ori câte greșeli am făcut și te gândești, de ce am făcut așa ceva? Pentru că te-ai gândit la aia, te-ai gândit din cap, nu ai lăsat să vezi cum se simte. Pentru că câteodată se simte, nu se simte prea bine la început să zică cineva așa, așa, așa. Te doare inima, cum se zice, da? Dar după aia te gândești și analizezi de ce te-ai simțit așa? Și după aceea te duci înapoi în inimă și îți dai seama că îi dai drumul, de acolo progresezi, de unde ai început, de unde ești, dacă, de unde e adevărul ăia, sau dacă adevărul e doare, da, cum se zice, dacă adevărul doare, 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 până te împaci cu adevărul și începi de acolo. Când nu mai sunt lacrimi să iasă din ochi, când nu mai poți plânge, ce faci? Te duci înainte cu viața, încerci de acolo de unde ești în momentul respectiv să încerci să aduci alt sentiment, alt feeling pe buze, un zâmbet, da? Nu mai fi încruntat, nu mai fi. Dacă e o reflecție la ce vedem, intră în noi și după reflectăm afară și afectează și pe alții în jurul nostru. Se mută de la unul la altul, intră unul
nervos într-o cameră, a schimbat energiile la toți în camera aia, da? La o petrecere. Deja toți acum se simte așa un pic cu durere în stomac, a intrat unul care era băut și nu știu ce se întâmplă, se apucă la bătaie. Dacă vine unul în pace, care e liniștit, care se iubește pe el, care nu s-ar pune la niciun... Nu, numai că nu s-ar pune pe el, nu ar pune pe nimeni la nicio durere, că el nu se uită după durere, da? Toate energiile s-au schimbat, toți din camera acum, deocamdată, cum se simțeau ei, depinde la ce nivel erau, se mută în sus către ăsta acum, către persoana nouă, pentru că e mai bine acolo, e mai bine unde e pace în suflet, acolo e cel mai bine.